Sunt funcționar public, muncesc la un minister. Aveți experiență mare în domeniu? Am făcut studiile la universitate și am primit repartizarea la acest minister și de atunci muncesc acolo. Vă place ceea ce faceți? Desigur. Dacă nu-mi plăcea, nu lucram până acum, că avem opțiuni multe de ales. Cum vă motivează locul de muncă angajatorul? Acum sunt promovată. Am făcut studiile, am și studii post-universitare și de aceea când m-am reîntors înapoi la minister, am început de la consultant, că așa am trecut concursul și deja am ajuns la șef adjunct de direcție. Despre ce salariu este vorba? Cred că curate la specialiști, la vreo 10.000, cred că au, dar deja șefii au salariu mai mare, dar sper că o să amelioreze situația. Noi trebuie să motivăm tinerii să vie la noi la serviciu. Este suficient pentru dumneavoastră salariul pe care îl primiți? E clar lucru că niciodată nu se ajunge, dar oricum mai avem posibilitate să mai, dacă este vorba de... Ministerul Educației au dreptul să facă ore la universități, la școli, asta tot e un plus și o practică oarecare să ne mai susție. Ce cifră ar fi suficient? Eu cred că vreo 20.000. Da, cred că cam așa ca să reușească să-și facă apartamente, să intre în ipotecă, să mai îmbrace. Par asta mergeți undeva la odihnă? Da. Mergem la mare, în Turcia și mergem la Karlovy Vary la băut apă, o leacă un pic, nu chiar așa de mult, că e într-adevăr e scump, dar cât ne reușește buzunarul. Descarcă chiar acum aplicația jobjob.md și găsește-ți un loc de muncă. Aici găsești doar anunțuri cu salarii indicate. jobjob.md